Salut! Astăzi ne revedem într-o întâlnire cu experții în irigații. Poate vei deveni și tu unul dintre ei. Știi, mie îmi place când totul este verde în jurul meu, afară, în parc, când călătoresc. Îmi place să mă bucur de natură și de frumusețea plantelor. Uite, și aici, lângă mine, mi-am amenajat un colț verde cu mai multe plante în ghivece. Am grijă să fie așezate într-un loc luminos, le șterg frunzele de praf, le curăț de frunzele uscate, le ud așa cum am citit despre fiecare în parte. Acum că sunt acasă, folosesc un pahar de 100 ml la udarea lor. Dar când plec într-o călătorie, am construit un sistem de irigare. Privește aici! Ai nevoie de o sticlă de plastic? Cere ajutorul unui adult să facă două găuri în capac cu un ac. Nu încerca să faci de unul singur acest lucru. Te poți răni pentru că acul trebuie să fie încălzit. Toarnă apoi apă în sticlă și așează cu dopul în jos în ghiveci. Apa se va scurge încet și va umezi solul. Expertul în compararea capacității te întreabă. Cu câte pahare vei putea umple sticla? Și acum să verificăm. Ai făcut transformarea litrului în mililitri și ai obținut 1000 de mililitri. Deci sticla are o capacitate de 1500 mililitri. Apoi 1500 mililitri împărțit la 100 de mililitri este egal cu 15. Sunt 15 pahare cu care pot umple sticla. Corect dacă ai obținut așa? Dar una e să uzi plantele din ghiveci și alta este să le uzi pe cele din seră. Pot folosi și aici sticla, găleata, furtunul, zdrobitoarea sau sistemul de irigare. E mai simplu și plantele nu vor suferi. În seră, bunicii au pregătit un butoi colector din care apa ajunge la fiecare plantă printr-un sistem de țevi cu orificii. Picătura va fi exact la fiecare fir de plantă. Expertul în compararea capacității te întreabă. Calculează în decilitri câte sticle se pot umple din butoi. Ai transformat 18 decalitri și ai obținut 1800 decilitri pe care i-ai împărțit apoi la 15 decilitri capacitatea unei sticle. Dacă ai obținut 120, este corect. Sunt 120 de sticle ce se pot umple din butoi. Și acum, ce să mai vorbim despre cum udăm plantele din câmp? Aici, sistemul de irigație este alimentat fie direct din râuri, din bazine colectoare mari sau, dacă seceta ne dă bătăi de cap, se pot alimenta cu cisterna. Expertul în compararea capacității te întreabă câte butoaie se pot umple din cisternă.
Ai transformat 45 kilolitri și ai obținut 4500 decalitri, apoi împărțind la 18 decalitri capacitatea unui butoi, ai obținut 250 de butoaie ce se pot umple din cisternă. Și acum, dacă ai dat răspunsuri corecte la întrebările expertului în compararea capacității, ai devenit și tu un astfel de expert, dar și un expert în irigații. Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste.